Drumarii au intervenit cu utilaje pentru a îndepărta bucățile mari de stâncă. Ce măsuri ați luat cu stânca picată de pe versant pe defileul Jiului? Sigur că începând de azi noapte au fost înlăturate stâncile care au mai mici din spațiul carosabil. În momentul de față s-au dispus măsuri suplimentare de siguranță în drum. Este semaforizată zona pentru că pe o porțiune de 50-60 de metri se circulă numai pe o bandă. Nu mai sunt arocamente în drum, dar există pericolul să mai cadă după versant stânci. Și atunci se semaforizează zona, se montează parapeți pe o jumătate de cale pentru a nu se bloca drumul și se circulă cu viteză redusă și, bineînțeles, zona este mereu monitorizată. S-au instalat și semafoare pentru dirijarea circulației, pentru că drumul în defileul Jiului este în lucru. Șoferii sunt rugați să meargă cu viteză redusă, deoarece circulația se va face pe un singur sens de mers.